Potriva defrișărilor abuzive, un grup format din activiști de mediu au ieșit sâmbătă în fața statuii lui Decebal pentru a trage un semnal de alarmă împotriva tăierii fără rost a copacilor. Incinerează-te, salvează un copac, opriți masacrul pădurilor și stop defrișărilor sunt doar câteva dintre mesajele sugestive de pe pancartele activiștilor de la protestul de sâmbătă din centrul Devei. Oamenii au ieșit în stradă pentru a trage un semnal de alarmă împotriva defrișărilor masive din ultima perioadă. Cuvintele mele poate ar fi pentru cei care trăiesc și gândesc. Nu vreau asta. Aș vrea să vă spun că vin din partea animalelor din pădure, care sunt necuvântătoare, care nu poate să vă spună haidați și salvați-ne. Eu vă spun haidați și salvați-mă pe mine, pădure. Vă vorbesc eu. Eu sunt Alexandru, unul mic. Mulțumesc tuturor celor care au venit. Sunt cei care iubesc natura. Poate nu putem să facem nimic în acest scop, în acest demers, dar este un început. Și un început spre un viitor mai bun. Pentru a vă susține și pentru a protesta împotriva defrișărilor de pădure. Păi sperăm să se trezească lumea, că pădurea este sufletul nostru și viața noastră și a copilor noștri și nepoților noștri. Așa că până nu-i târziu să oprim aceste defrișări barbare, nu pot să spun acel decât barbare. Proteste împotriva defrișărilor nu se organizează doar la nivel județean, ci și național, și asta deoarece în ultima perioadă tot mai mulți copaci au fost tăiați, iar în locul lor nu au mai fost plantați alții. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Două echipaje ale Salvamont, Hunedoara și